La sfârșitul lunii iunie a acestui an, 8.637 de persoane erau înregistrate ca șomeri la AJOFM Alba, dintre care peste 3.700 de femei. 2.066 sunt șomeri indemnizați, iar restul sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, înscrise în evidențele agenției, fără a beneficia de drepturi bănești. La final de iunie 2016, șomajul din județul Alba se ridică la o cotă de 5,02%. Asta înseamnă 8.637 de șomeri, dintre care 2.066 sunt șomeri în plată, indemnizați, diferența fiind a șomerilor neindemnizați. Pe categorii, deci femei, bărbați, avem 2.630 de femei neindemnizate și 1.152 de femei indemnizate. Iar ca studii avem 6.006 bărbați cu studii primare, 2.394 femei cu studii primare, 441 bărbați cu studii medii, 191 femei cu studii medii în șomaj, 96 de absolvenți de facultate, absolvenți nu neapărat din anul în curs, ci oameni care au terminat o facultate la un moment dat, 96 de bărbați și 45 de persoane aparținând sexului frumos. Persoanele care au studii primare sunt cele care obțin cel mai greu un loc de muncă. Deci constatăm că este o mult mai greu accesibilă obținerea unui loc de muncă pentru persoanele cu studii primare și pe măsură ce studiile sunt la un nivel superior și șansele de a găsi un loc de muncă sunt mai mari. Sigur, acum este mai greu de corectat la o anumită vârstă, dar noi așteptăm pe toți cei care sunt în situația de a căuta un loc de muncă să vină la noi și să urmeze un curs de formare profesională, pentru că asta le dă o șansă în plus să obțină un loc de muncă. În cursul anului trecut, pentru care avem datele, sunt la fine de an, au urmat 1.038 de persoane un curs de formare profesională și majoritatea dintre ele și-au găsit un loc de muncă. Deci, acum, sigur, cursul de formare profesională și la aleg dânsii, dar îi ajută și colegii mei de pe consiliere în funcție de aptitudinile lor, de disponibilitățile pe care au, dar mai urma o anumită meserie, să zic așa, o anumită calificare. Numărul de șomeri scade în anotimpul de vară datorită joburilor sezoniere. Sunt firme în domeniul construcțiilor, în domeniul silviculturii, în domeniul, să zic, agricol, care, sigur, atunci, pe timpul sezonului nefavorabil, sezonului rece, își încetinesc intensitatea activității și, sigur, că o reiau după aceea când începe iarăși anotimpul propice, începutul primăverii. Deci este, într-adevăr, o evoluție cu creștere și descreștere în anumite perioade. Județul Alba se află la mijlocul clasamentului în ceea ce privește numărul de șomeri.